Grădina zoologică din capitală este în toiul pregătirilor pentru sezonul rece. Animalele și păsările de diverse specii au fost deja transferate în adăposturi încălzite, iar spațiul viețuitoarelor rezistente la frig a fost amenajat corespunzător. Administrația instituției a pregătit și meniuri calorice pentru vietățile care vor intra curând în hibernare. Cele mai răsfățate animăluțe din parcul zoo în perioadă rece sunt maimuțile. În adăpostul lor, temperatura este menținută de 21 de grade Celsius, iar căldura este generată de sistemul de încălzire, dar și lămpile ultraviolete. Angajații grădinii zoologice spun că pregătirile pentru sezonul rece încep din luna mai. Aceștia au grijă ca toate animalele să dispună de voliere și de încălzire. Deci noi suntem pregătiți în proporție de 100%, fac cum sunt ultimele lucrări de amenajare, deja plantele sensibile la temperaturii se mută în sere. Pentru întreținerea animalelor, grădina zoologică a alocat în acest an 8 milioane de lei. Animalele sunt hrănite inclusiv cu fructe și legume cultivate pe teritoriul menajeriei, unde este plantată o livadă. Încet cu încetul noi trecem la alimentația care este caracteristică perioadei reci, da? De la fructele sezoniere, noi încet trecem la cele care sunt importate la noi, cum ar fi citricele, bananele. Din vară noi pregătim aceste voliere, deci verificăm să nu fie deteriorate ușile, geamurile, să lucreze toate sistemele de ventilare. Vizitatorii se pot bucura de ultimele zile în care pot vedea toate speciile de animale înainte ca acestea să fie transferate în volierele de iarnă. Este foarte curat și frumos. Sunt multe animale interesante. Venim de multe ori aici. Dacă va fi vremea rece, tot vom veni, dar mai puțin. Grădina zoologică activează din anul 1978 și este unica de acest tip în Republica Moldova. Colecția numără peste 1100 de vietăți, specii care cuprind toate continentele, inclusiv din Antarctica. Odată cu trecerea la regimul de iarnă, vizitatorii se vor putea afla pe teritoriul parcului zoo până la ora 18.